Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Am auzit foarte mulți prieteni care spun că nu știu să stea la poze, nu sunt fotogenici. Dar eu cred că orice poate fi îmbunătățit cu puțin exercițiu, mai ales dacă ai șansa să te inspiri de la alții. Așa că astăzi vreau să-ți arăt 7 dintre pozițiile mele preferate pe care le folosesc atunci când stau la poză. Aproape toate mi-au intrat în reflex și îmi vin natural, adică nu mă mai gândesc cum să stau la poze. Așadar, dacă nu știi cum să stai sau ai rămas fără idei, le poți încerca pe acestea. Atenție, nu forțezi pe nimeni să stea ca mine în poze sau să le folosească doar pe astea. Pur și simplu arăt cum îmi place mie să stau la fotografii cu scopul de a servi ca inspirație. Hai să vedem despre ce e vorba. Prima poziție este mâna în buzunar. Cei mai mulți băieți au o singură poziție atunci când stau la poze și anume să își bage mâinile în buzunar. Ca o alternativă la asta poți băga doar una și pe cealaltă să o ții ridicată sau să te faci că ți aranjezi gulerul. Cel puțin pentru mine, poziția asta cu o mână în buzunar și cu cealaltă ridicată transmite încredere de sine. A doua poziție care îmi place este cu mâinile în sân. Poziția cu mâinile în sân transmite seriozitate, maturitate. Este o poziție pe care o poți încerca mai ales dacă ești îmbrăcat la cămașă sau în ceva elegant. Ca să nu mai spun că dacă stai așa, brațele tale par mai mari. A treia poziție care îmi place este cu pumnul ridicat. Nu așa, ci așa. Sunt mai multe variabile ale acestei poziții. De exemplu, poți să îți sprijini cotul în pumn, poți să te faci că te uiți la ceas, poți să îți prinzi antebrațul sau dacă e iarnă poți să tragi mânușa în jos. Când mă uit la poze în poziția asta, îmi dă un vibe misterios. Probabil de asta îmi și place. A patra poziție este mâna pe geacă sau pe sacou. Și asta e o poziție destul de comună printre băieți, adică am văzut-o la mai mulți. Dar neapărat, ține minte asta, mâna cu care ții geaca trebuie să fie cea pe care se află ceasul. De ce? Pentru a scoate în evidență mai bine. Așa cum am spus de nenumărate ori, accesoriile nu trebuie să lipsească din ținuta ta pentru că ți-o îmbunătățesc de 10 ori. Acum să facem ceva și cu picioarele. A cincea poziție este picior peste picior. Atunci când stau jos, chiar dacă nu stau la poză, îmi vine să îmi pun un picior peste celălalt. Cred că e ceva din reflex. Dar nu mă plâng pentru că îmi plac pozele când stau așa și la fel când stai în picioare, poți să duci un picior peste celălalt să te sprijini în vârful lui. Poziția asta e excelentă dacă ai niște pantofi mișto în picioare și vrei să-i arăți mai bine. A șasea poziție este cu geaca pe umăr. Geaca pe umăr este un semn al gentlemanului. Știi desenele alea când băiatul punea geaca peste baltă ca să treacă fata? Ei bine, exact vibe-urile astea primești atunci când vezi o poză așa. Deci dacă vrei să arăți ca un băiat finuț cu prestanță, trebuie să încerci poziția asta. Și în final, a șaptea poziție și poate preferata mea, când mă folosesc de recuzită. De exemplu, vezi această fotografie de la majoratul meu când special am luat de acasă un nas din pachetul de cărți ca să fac poză cu el acolo. Sau când am făcut o poză cu o statuie din centrul Craiovei. Ce pot să zic? Sunt creativ. E foarte important să te folosești de lucrurile pe care le ai în jurul tău sau de recuzită pentru a da viață pozei. Nu contează numai poziția ta, contează și ce se află în jurul tău. Așadar, ține cont de aceste lucruri atunci când vrei să faci niște poze care să strângă mii de like-uri. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog cum o să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și, bineînțeles, să-mi dați un follow la Edvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dacă ai o problemă urgentă și ai nevoie de ajutor, poți apăsa butonul alătură-te de mai jos și vei primi numărul meu de telefon, unde mă poți suna sau îmi poți trimite mesaj și îți voi răspunde în acea zi, spre deosebire de Instagram, unde răspund cam după 2 săptămâni. Și acestea fiind spuse, eu am fost Edvice sau Edi și mâna ta viitoare, nu uita, pune E în reușită, nu rateu. Pa, pa!